Bună dimineața! Astăzi este luni și mi-am propus să încep un nou vlog. Este ora 8, copiii mari s-au dus la școală, Lia, acum cu Sergiu s-a dus la grădiniță, eu deja, iată, după cum vedeți, am reușit și am pus o mașină de haine la spălat, dar astăzi vreau să fac curățenie. Curățenie în casă, de asta o să facem împreună și vedem ce se mai întâmplă interesant pentru ziua de astăzi. Iată aici, încă un lighean cu haine așteaptă să fie puse la spălat și aici încă un rând de haine, dar un pic mai târziu, după ce o să iasă soarele. Am făcut acum ordine în dulap la bucătărie și am găsit cutia asta de la cacao cu lapte de cocos, portocală și scorțișoară. 3 pachete în cutie. Lii tare îi plăcea. Îi puneam apă fierbinte, adăugam pliculețul cu cacao și ea savura. E o băutură foarte, foarte delicioasă, să știți. Și aici am pachetul de la Chiseli. Băutura cu gust de căpșună și îmi place că chiar avea bucăți de căpșună ea. Așa, 10 pliculețe, iarăși dizolvam în apă, 150 ml de apă caldă, până la 50 de grade, lăsam una 2 minute și după asta le ia consuma. Mai avem și de coacăză neagră și cătină, dar acesta este preferatul ei. Ia priviți ce frumusețe avem noi. Totul este verde. Deja primăvara și a intrat în drepturi. Iată, 2 saci cu haine, haine groase, geci, haine de iarnă, le-am pus așa la loc, aici, în saci, ăștia cu vacuum. Și deja urmează să pun la spălat. Zilele astea voi avea mult, mult de spălat, iar aici am haine de călcat. Așa că văd când mă ocup de ele. Iarăși, copiii duminica aici fac dezastru și eu lunea trebuie să să ne strâng totul. Dar asta e. Bine că sunt copii și știu că multe familii și-ar dori să aibă așa copilași care să le facă dezordine. Așa că slavă Domnului, mulțumim pentru ceea ce avem. Așa, ce era aici? Nici nu mai țin minte care cărți și de unde sunt. Iată, toate aceste 3 cărți sunt decolorat cu apă. Așa, aici activitățile. Asta e treaba Ceciliei. Ea are obiceiul de a alege diverse cărți și ne lasă pe urmă, ne pune unde nimerește. Văd că Aurea a început să citească seria de cărți cu Geronimo. Acum și le arăt. Iată. Ai vrut vacanță Stilton, Banda Motanului, SOS un șoarece în spațiu, Întâlnire cu Misterul, Furtul Diamantului Iriaș,
Numele meu e Stilton Geronimo Stilton, asta este prima carte. Călătoriile ce pasiune. Și știu că mai aveau câteva, dar probabil le țin prin sertare la ei în comodă, pe undeva trebuie să fie. Așa, o să le aranjăm frumos aici. Așa. Și asta așa. Și Geronimo. O punem aici, pe Geronimo. Mașina o să stea. Așa. În fiecare zi de luni fac unul și același lucru. Aranjez cărțile de pe rafturile lor. Așa. Ieri Sergiu mi-a adus Lilia, că a fost cu Lia la pădure. Și mi-a dus câteva crenguțe de lilia, care așa aromă frumoasă și da, trebuie să fac ordine și aici pe birou, dar acuș, pentru că vreau să duc florile în baie să le fac un duș. Și în timp ce duceam plantuțele la baie, ia priviți ce am eu aici, am văzut că crecinelul meu a înflorit prima dată, are așa floricică. Doamne, cât e de frumoasă! Aoleu! Până acum înfloreau doar cei roz. Acum iată și acesta, da. Ocazia asta vedeți că trebuie și ghiveciul să-l curăț, dar am vrut neapărat să vă arăt floarea. Deja crecinelii roz nu mai au floare, dar acesta, ia priviți cât e de frumos. Și ia priviți ce am aici. Sergiu, înainte de a se duce la lucru, a făcut așa chifluțe, da? Din a luat de post. A luat pentru cozonac de post și acum eu urmează să le dau la cuptor. Este ora 10, începem ședința cu fetele, dar vreau să vă arăt micul meu dejun. Am făcut sâmbătă seară niște panchecuri și iată, au mai rămas câteva, o să le mănânc cu dulceață de cireașă. Și aici mi-am făcut cafeluța în care o să pun un pic de ulei, de lapte de migdale. Iată, am cumpărat așa lapte. Și o să iau acum micul dejun, între timp o să ascult ședința. Ну что, всем доброе утро еще раз. У нас сегодня очень такой продуктивный понедельник. В Zoom к нам сегодня приглашенный гость. У нас в Zoom приглашенный гость — это Степан Комков. Многие, я думаю, что его видели, слышали. Он выступал в Москве. Мы тоже с девочками были на вашем выступлении и были восхищены вашими успехами. Вы забрали, мне кажется, все ваши команды, да, и вы забрали почти все награды за быстрый рост, за быстрый результат. И сегодня мы с удовольствием послушаем вашу историю, ваши секретные секреты. Еще раз всем напоминаю, что берите листочки, ручки, я уже приготовила. И у нас с вами сегодня в Zoom работает синхронный переводчик Анна. И девочки, кто слушает, да, вы, если что, пишите в чате, если есть какие-то вопросы. И я передаю, наверное, слово уже Степану. У нас с вами ограниченное время, час всего. Всего час. Я думаю, что мы с вами справимся и будем начинать. Так, всем привет. Ну, вы, может быть, справитесь за час, а я вот вряд ли за час справлюсь. Я люблю поговорить, поболтать, так. Тем более историю свою надо рассказать, там, за жизнь, там, что как было, когда, там. Вот, я сразу хочу сказать, я немножечко приболел тут у нас, вот,
Мероприятия тут командные покатались немножечко, и вот у меня голос чуть-чуть охрип, буду иногда кашлять. Переводчику скажите, чтобы кашель не переводил. Am avut eu, iată, este ora 11 jumătate, am avut o ședință foarte productivă. În acest timp, ce am făcut? Am pus haine la uscat, am pus altele la spălat, am spălat vesela, am mâncat și acum vreau să mătur pe jos, pentru că nu mai vreau să scot aspiratorul, doar o să mătur, o să spăl podelele, o să șterg praful. Și o să mă apuc de lucru, trebuie să editez și un vlogul de vineri. Și după asta vedem ce mai fac. Apropo, am copt și cozonăcei și imediat o să vi arăt. Eu am decis să-mi schimb o leacă biroul. Și vreau să-i schimb pur și simplu poziția. Și vreau să fac asta împreună cu voi aici, în cadrul acestui vlog. Așa. Nu știu dacă e o idee bună. Vedem. Măcar să încerc să nu-mi pară. Iată așa. Știu că poate pare prea aglomerat, dar mie îmi place. Și floricelele. Iată așa e cel mai bine. O să-mi pun aici scaunul și va fi perfect. Eu am aici multă, multă ceapă verde, o tavă, iată așa. Vreau să pun un pic de ulei și să o călesc, după care o să adaug niște năut, niște mămăligă, pentru că azi am făcut mămăligă și ne-a mai rămas, și o să-mi fac, iată așa, un prânz. Gata, am terminat și curățenie, am făcut și băiță. Acum vreau să vă arăt încă două produse terminate. Am terminat această pastă de dinți cu cărbune activat. Mi-a plăcut foarte mult. Voi, dacă urmăriți vlogurile, ați văzut că noi pasta asta de dinți de la Bevola o folosim cel mai des și până o să apară la noi la Greenway, o să le folosim pe astea. Și am mai terminat o cutie cu absorbante de zi. Vă spuneam, dacă suntem două fete în casă, se termină foarte repede, 14 bucăți. Despre ele v-am mai povestit, găsiți și un webinar la mine pe canal despre igiena intimă la femei și despre aceste produse. Așa că mergeți acolo, dacă nu vă uita, o să las aici undeva un link. Și acum să mă îmbrac, să merg să mănânc și mai vedem ce facem. Iată și prânzul meu, mămăligă cu ceapă verde și năut și morcov corean, făcut de Sergiu. Poftă bună mie! Iată, mi-am luat o chiflă să vă gust și iată, este cum aia, apropo, nu știu dacă v-am spus. Iată, cât este de puhavă. Vreau să vă arăt cea mai simplă modalitate de a spăla ciorăpeii copiilor, acum mai ales că a venit of primăvara. Iată, din albi se fac negri, dar cum fac eu? Îi ud foarte bine cu apă, apoi pe fiecare ciorap îl dau așa cu săpun Biotrim, după care las vreo jumătate de oră și pun la mașina de spălat. Și când îi scot, sunt albi-albi. O să vă arăt și rezultatul.
Ce am făcut eu până acum? Am răspuns la aceste întrebări. O să apară un interviu cu mine la radio. Da, mai nou așa se fac interviurile, dar eu sunt absolut ok cu asta pentru că am libertatea să reiau gândul dacă greșesc sau ceva de genul și aseară am mai răspuns la un interviu, doar că în variantă scrisă, așa că dacă el și cum o să apară, eu o să vă țin la curent. Este ora 4 jumătate și eu mare lucru n-am făcut, dar măcar am răspuns iată la acest interviu. Pentru că ar fi trebuit să o fac de mult timp, însă Ana nu știu ce a făcut până acum. Acum trebuie să vină copiii acasă, vreau să le fac niște paste, dar aștept să ajungă ei și trebuia să vină sora mea cu soțul ei până la noi, dar pentru că vin mai târziu, trebuie să pregătesc mâncarea mai devreme. Amuș, vedem ce facem. Noi în seara asta ne uităm la matineul de la anul nou al Liei. Da, Lia? Aha. Cine mi-a făcut Copilaș. aici? Unde a rămas? Amuș, tata, să găsească unde e Lia. Noi în seara asta privim și matineul Ceciliei de la anul nou, când era... Câți ani aveai? 3 ani, când era de seama Liei. Suntem în a doua zi. Aseară nu am mai reușit să vă arăt ce bunătățuri a copt Sergiu. Iată, astea vi le-am arătat. Chifle, da? Din același aluat a făcut, iată așa, cozonac, la noi se spune ruletă. Și pâine cu făină de secară și semințe, pâine cu maia. Acolo cineva merge cu balonul cu aer cald, chiar dacă bate vântul, văd că, sau poate așa sunt condițiile, nu știu. Eu crescând la mulți ani. La mulți ani să fii sănătoasă, să fii fericită, să fii iubită, să fii respectată, să ai alături doar oameni buni și toate visele tale să devină realitate. Eu ți-am luat așa de la o tante un bufet de miliard, nu știu dacă... Mulțumesc! Mulțumesc! Și aici e ceva pentru tine. Eu... Mulțumesc! Mănușa lasca? Eu vă trebuie să scrie lasca. Ai ce? A pe mână și alasca. Așa. Că spun. Și ai? Nu. Mulțumesc. Așa, o mică atenție din partea mea. Foarte drăguț. Dar nu m-am așteptat că... Aaaa! Uitați, sunt de ziua acum ăsta. Mai ales și voi ce ți-o revenit. Da, dar și... Mă rog, știi, pe acasă, mai